pas în prima zi de campanie și până în prima zi de, de, de când a fost validat și în continuare, credem că noi trebuie să devenim independenți energetic pentru a fi cu adevărat independenți. În acest moment nu putem încă. Noi trebuie să facem tot ce e depinde da. de noi. Și noi am făcut deja un, un pas spre asta atunci când am adus gazul până la Chișinău. Acum știți probabil că există posibilitatea de a aduce gaz până în Chișinău. Deci, dar, să să vreau să, dar, eu vreau să, clarificăm lucrurile. Deci vreau să clarificăm lucrurile. Din păcate, noi vorbim despre o scrisoare, un întreprinderi care este sub uh, conducerea autorităților nerecunoscute din Transnistria și nu vorbim despre declarațiile ministrului uh, infrastructurii și dezvoltării regionale, care este direct responsabil despre acest lucru. Care că a spus clar nu are că, pentru toată are lumea. Energie. S -s -o -o exact. Deci, unul. deci unu, din păcate noi spunem că uite ăștia ne-au avertizat că nu avem gaz, că nu o să avem lumină și mai departe. Dar totodată avem în declarația eh, ministrului Andrei Spânu care ne-a asigurat că vom avea gaz și atunci, de ce facem, de ce, ce creăm atmosfera pe, asta? Trebuie să-l să credem pe cuvânt Sigur că pe domnul da. Spânu. De ce? De ce să Pentru că, pe că vă spun de ce. Pentru că, uh, că spune că totul va fi bine, dar în paralel vin așa scrisori. Păi dumneavoastră credeți pe... Ce la cei care au energia. Așa, energie. Dacă deci noi domnul Spânu avea propria hidrocentrală, da. eu m-aș simți liniștită când zici că o să fie. Haideți, să luăm pe rând. Deci, în primul rând, noi ridicăm la un rang mai înalt o scrisoare a unei întreprinderi care este condusă de un regim separatist decât declarațiile ministrului care gestionează acest domeniu în Republica Moldova. Condimii dar declarațiile lui nu sunt pur și simplu intima lui convingere, dar sunt bazate pe anumite lucruri. Și noi am spus că ei, Federația Rusă și Gazpromul nu intenționează să limiteze gazul în Republica Moldova total, adică să-l oprească total. Chiar și dacă ipotetic s-ar putea, ca să micșoreze volumul de gaze, am spus, este deja funcțional gazoductul Iași. Chișinău, Dar prin care pot veni gaze și trebuie să fie clar pentru tot cetățeanul din Republica Moldova. Gaz vom avea. Deci nu există riscul că nu vom avea gaz la iarnă. Pentru că, din păcate, cetățenii care se uită, nu înțeleg și se apucă a intra în panică. Nu trebuie să fie nicio panică, pentru că gaz vom avea. Unu, doi... Uh, se vorbea despre care va fi prețul și așa mai departe. Haideți să-i lăsăm uh, iarăși pe ministrul responsabil să negocieze uh, sau pe echipa de negocieri care, care negocează acest lucru ca să vedem care va fi prețul. Dar într-un final trebuie să fie iarăși suficient de clar pentru cetățeanul de rând. Pe el nu îl va afecta acest lucru pentru că guvernul și-a asumat că va susține pe toți cetățenii cetățeni da, vor, vor, vor susține amortizarea prețului creșterii prețului la gaz dacă acesta se va întâmpla pentru Din că pentru că, că păi, o să o să identificăm sursele desigur pentru ca să putem amortiza acest efect și de ce la moment nu există risc că vor crește vădiți sau foarte mare prețul la gaz și respectiv va avea un impact foarte mare asupra populației da. de aceea, nu trebuie așa, să creăm va susține, aceste Va susține... Va susține guvernul uh, și agenții economici care folosesc gazul și energiele pentru că s-ar putea să compenseze guvernul, într-adevăr, cheltuielile la facturile de lumină și de uh, agent termic, dar până se va scumpi pentru că evident, ei folosesc energie electrică. Uh, alte produse se vor scumpi pentru că sunt, mă rog, scumpirea acestor uh, resurse energetice, în, în, lanț duc la alte scumpiri. Deci tot ce facem noi acum, doar speculăm. Doar noi credem sau ne gândim că s-ar putea afla. Că nu se va scumpi? Eu v da, sigur că nu. Deci eu vă spun... Uh, păi de asta și deci vă 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 întreb, spun. agenții economici vor, fi și ei vor primi și ei compensări? Eu vă încurajez ca să nu speculăm, să nu încercăm să intrăm în, 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 situația nu în care noi încercăm să, să ghicim cu cum se va întâmpla în viitor, atunci când avem niște lucruri vădit, astăzi, reale. Deci gaz vom avea, el nu va afecta, pentru că noi vom da, susține... Da. Și tot e, real toaturile. este că el va fi scump. Doi, nimeni nu, nu scump. știe astăzi care va fi prețul. Nici cei care e, mai duc pe la etulie și mai nu știu pe unde, nu pot să, să ghicească astăzi care va fi prețul nu o să-i ajute nimeni. Pentru că există o echipă de negociere care nici ei nu știu probabil că da, în acest moment ce va fi. Dacă sistemul de compensare va merge și la agenții economice. Dar o secundă. Nu numai la cetățenii. Păi nu poți să spui astăzi la cine va merge pentru că nu știi care va fi încă diferența. prețul. Da. De asta și vă încurajez să, să avem răbdare două zile. Doar domnul Spânu a spus, să revine din Federația Rusă și o să vină cu detalii care va fi situația. Adică, deci, peste două zile vor ști deja clar